Bine m-a regăsit, prieteni, m-am decis. Bă, pur și simplu nu mai vreau să mă intereseze nici coaliția, dacă se rupe, dacă nu se rupe, dacă se comasate, dacă nu se comasate. Așa, cumva vrei să dai la o parte toată politica asta de 3 lei și să te duci ca pe Facebook, ca pe rețelele sociale, știi? Să povestești despre faptul că se întâmplă o grămadă de nenorociri, de porcării de-astea simple, pe care nu le mai bagă în seamă, pentru că există politică, există comasate, există coaliție, există nu știu care vrea să meargă la prezidențiale și nu poate. Și dacă ar putea, sigur n-ar vrea, că l-ar da partidul jos, așa mai departe. Și atunci am mers pe știri de-astea, care nu se comentează niciodată la televizor. Ce vedeți pe ecran? Un popă din Vaslui refuză să facă slujba de mormântare că mortul n-a prea dat pe la biserică. N-a prea dat pe la biserică și atunci s-a gândit, popa, bă, ai plătit, n-ai plătit, eu nu te-am văzut. Domnule, să mor eu dacă am fost, zice spiritul mortului. Nu, domnule, zice popa, nu, eu nu te-am văzut, dacă nu te-am văzut, eu nu existi. Ca la curentul electric, nu-l vezi, nu există. Înțelegi? Și atunci te gândești, bă, oare n-ar trebui să vorbim un pic mai mult despre chestiile astea? Și eu m-am decis să vorbesc despre oare cum ar fi dacă biserica, indiferent de care este, că e ortodoxă, catolică, greco-catolică, reformată, pentecostală, de care vreți voi, dacă ar da de pământ un pic cu ăștia care n-au nici cea mai mică empatie față de oameni. Că oamenii merg la biserică pentru că simt că le lipsește ceva. Da, dar dacă e un student, știe că n-a învățat el nu știu cum, hup-țup, la popă să se roage să-i dea ăla cinciu, domn profesor. Da? Dacă e o mândră supărată, copărăsită, tocmai de ziua îndrăgostiților, mândruțul ei, hop-țup, la biserică, dă-i să meargă, doamne, adu-l înapoi, etc., etc., etc. Bun? Și eu mă tot gândesc, oare cum ar fi? Adică să vedem un patriarh, sau un înalt sătător, sau un șef de ăsta de biserică, na, care vine și zice așa, bă, de acum încolo, fără supărare, veți fi dați afară. Da, veți fi dați afară, dacă ați umblat la bani, sau că ați umblat la ochiul dracului, nu mai putem tolera. Societatea merge înainte, nu mai putem face, să ne facem de rahat în fața oamenilor. Pentru că facem tot felul de eforturi, restaurăm mănăstiri și bine facem, și aici și eu aplaud, da, sunt niște monumente arhitecturale, înainte de a fi monumente religioase, părerea mea. Da? Acolo găsești artă, găsești societate, găsești temeri, găsești spaime, găsești speranțe, da? Din vremuri trecute. Și atunci cumva trebuie să o privești, dacă e, nu știu, biserică veche sau mănăstire veche, ca pe un fel de muzeul satului. Sigur că nu locuiește nimeni sau locuiesc prea puțin pe acolo, dar este bine să știi ce a fost în trecut. Bun. Și cum ar fi să vină șefii popimilor, ca să fie mai multe religii, să nu mergem doar la cea majoritară, și să dea cu ăștia de pereți. Pentru că ne-am cam săturat. Bun, și nu vreau să intru în sintagma aia, în paradigma aia, vrem spitale, nu catedrale. Deși eu vreau spitale. Da, dacă aveți plan și de catedrale, să le faceți. Dar mai întâi și mai întâi spitalele. Bun? Dar pe de o altă parte se simte, știi, parcă te trage cineva de coadă, că tu vrei să mergi în secolul 21, da? Și cineva te trage de coadă să stai în secolul 19, în evul mediu, în mama naibii. Fără supărare, asta e religia. Și nu numai la noi. Cam în toată lumea. Și dacă ne apucăm de calculat că ți-au murit clamând, ca să nu zic din cauza religiei, clamând tot felul de zei, s-ar putea să ajungem la un număr mai mare decât cele două războaie mondiale. Înțelegeți? Înțelegeți. Bun. Și m-am gândit la o chestie, de ce ar trebui să facă popii sau șefii popimilor să aibă atitudinea asta de respingere a ăstora care se dau mari prieteni cu Dumnezeu, văr primar cu Iisus Hristos. Eu am observat o chestie. Și voi ați văzut-o. Ați văzut că toți mafioții, și nu numai de la noi, toți corupții, toți ăștia care țin discursul și promisiuni politică și așa mai departe, ați văzut că toți sunt înconjurați de icoane.
Bă, peste tot, unde mergi în birourile lor, icoane, icoane, icoane. Da, chiar e chiar plin de icoane în birou. Dacă te uiți la un film cu mafios din, nu știu, din America Latină, o să vezi că ăla care ucide cei mai mulți oameni are cele mai multe icoane. Și are și un colțișor unde este o statuie, de obicei cu Sfântă Mărie, și merge acolo, după ce omoară 20, merge acolo și începe să spună, ia artă-mă și... își pupă crucea. Înțelegi? Cei mai slabi fotbaliști, i-ați văzut? Da? Sau ai noștri, de când nu mai au performanțe în fotbal, ați văzut că se pleacă repede, iau un pic de iarbă, își fac așa, tricruci și după aia pierd, evident, cu orice echipă din lume. Bun, bun. Și vreau să vă arăt niște comentarii. Da, Dan Ungureanu. Dan Ungureanu, școlit la Sorbona, doctor în tot ce vrei tu, cunoaștere, dacă vrei, vorbim despre filologie și altele. Religia ortodoxă în România. Iconițe aducătoare din noroc și decoruri pentru politicieni. Toți hoții de buzunare români din Paris, Londra și Roma au iconițe de hârtie în portofel. Iconițe care se apere de ghinion. Toți politicienii au pereții tixiți de icoane. Rostul religiei, rostul ierarhiei religioase a preoților, episcopilor, mitropoliților, patriarhului, e să fie un reper moral independent și separat de puterea politică. Politicienii sunt aleși, vin și pleacă. Mitropoliții și patriarhul sunt aleși pe viață. Ar trebui să le impună politicienilor un comportament ireproșabil sau măcar să-i muște pentru corupție, să-i mustre. N-au făcut-o niciodată. Ierarhia Bisericii Ortodoxe Române n-are niciun ascendent moral asupra nimănui. Și asta e foarte adevărat, din păcate. Știi? Vorbim despre Biserica Ortodoxă Română pentru că este majoritară și pentru că ne interesează ce se întâmplă în România. Și dacă ați mers prin Occident, ați văzut cât de bisericoși sunt hoții de buzunare. La un moment dat eram, cred că în Barcelona. Și vine unul și mă atinge cumva pe buzunar. Vă dai seama că am prins repede mâna și zic, ce faci, bă? Ăla săracu, dar de unde ești? Zic, mă, ce faci? Că-s de-al tău, din România. Doamne, iartă-mă, doamne, nu crezi că aș fi vrut să-ți fur portofelul? Imediat l-a luat pe Dumnezeu. Era un fel de martor de la care închidea ochii, știi? În fața judecătorului vine Dumnezeu și spune, domnule, l-am văzut că eram sus acolo, eram așa pe dronă și l-am văzut că nu vrea să fure portofelul, numai vrea să vadă dacă e din tergal sacoul sau poate o să-l scuture de scame. Da. Peste tot se întâmplă chestia asta. Dar în Londra, Alba Neagră, asta e câștigătoare, da, te duci acolo și de obicei îi auzi cum înjură sau cum spun Doamne ajută. Adică Dumnezeu poate fi o chestie de aia de soarele mătii sau Doamne iartă-mă sau Doamne ajută. Da? Eu i-am văzut cum stau acolo și bagă Alba Neagră și întotdeauna îl vezi pe câte unul care se uită prima dată după polițiști și după aia își face repede cruce și Doamne ajută, hai, liber. Liber înseamnă fraierește-i. Da? De politice nu mai vorbim. Vă amintiți de Dragnea, vrednic este. Acum George Simion la Sibiu cu nu știu ce cruce ardealului sau ce odată ăla de acolo. Adică pe de-o parte îmi spui că trebuie să mă duc la biserică, că dacă nu, faci ca ăla din vas lui, că nu vrei să mă îngropi. Bă, mai bine să mă arz în crematoriu decât să stau la unul, să stau la pomana unuia care vine să-mi facă slujbă și de fapt e bătut în cap. Pentru că asta se întâmplă. Da? Nici o poveste, nimeni n-a comentat. N-am auzit pe nimeni și aș fi vrut să-l aud pe domnul Bănescu, dar probabil atunci nu era foarte lăsat să vorbească despre vrednic este la politicieni. Bă, vrednic este poate chiar un popă care are 10 copii în grijă, nu-i sa lui, de la orfelinate. Vrednic este o profesoară care chiar stă după ore ca să înțeleagă și copilul la ce litera A, ce litera B, cât fac 2 plus 2. Dar nu îmi spune că Dragnea, care s-a dovedit, a și intrat în pușcărie, vinovat fiind, da? Este vrednic. Vrednic cui? Așa numai ca să-mi arăt că trebuie să-l votez. Sunt niște chestiuni destul de ciudate. Mergem mai departe. Tot la Dan Ungureanu mă duc. Care zice așa, e tipic pentru politicienii corupți și interlopii de rând excesul religios. Casa lui Ștefan Godei, o vedeți acolo. Patronul azilelor groaze e plină de tablouri religioase. Complicia lui la înfometarea bieților bătrâni, călăcără orașul, româncă penticostală. În prima poză, tasul lui Godei, în casa lui Godei, împăduchiată de religioșenii. În a doua poză,
mă rog, nu vă mai arăta aia, că nu-i treaba mea, cu biserica epiticostală, că era cu un grup de fete. Cu cât mai multe cruci, icoane, rugăciuni, cu atât e mai cert că oamenii sunt interlopi. Ca în clazul lui Vladimir Pustan, polițist, fiu de pastor penticostal și interlop vânzător de droguri. Bă, și m-am uitat acum, de curiozitate, dă poza aia mai mare, dacă poți. Cum poate să arate o casă așa, bă, tată? Să arate o casă așa, eu cred că ar trebui să ducă și la o reacție din partea oamenilor bisericii, să spună, bă, băiete, tu n-ai voie să faci altar, acolo e șemineu, l-o pus lângă șemineu pe Arsenie Boca, acolo e Maica Domnului, acolo e Iisus Hristos, sunt ceva sfințișori de așa, Sfântul Gheorghe, iar Iisus Hristos, iar Iisus Hristos, iar Maica Domnului și tot, dă-i să meargă. Adică, băi, vreau să aud oameni din biserici care ies și spun, bă, băieți, nu e ok, nu e regulă ce faceți. Adică nu puteți trimite în derizoriu. A mai fost unul care a trimis simbolul de genul ăsta în derizoriu, Gheorghe Funar, din Cluj, de la noi. Te așezai cu fundul pe tricolor, scuipai guma de mestecat în coșul tricolor, toate prostiile astea erau tricolore. Tricolorul Funar a fost acum înlocuit cu Maica Domnului, Iisus Hristos, Arsenie Boca, nu-i așa? M-am dus după aia, trebuie să vă arăt. Bă, un living. Ăsta e un livingul lui Iulian Dumitrescu, ăla care cu Prahova, baronul de... Fii atent aici, living. Poți să dai poza aia altă, că acolo se vede și mai bine. Ăsta e tapet cu sfinți. Tu-ți dai seama câtă minte poate să aibă un om să-și pună tapet cu sfinți. Tapet cu sfinți în living, tată. Și eu nu înțeleg, bă, cum se face că ăștia-s mereu înconjurați de icoane? Ăștia tot timpul sunt cu icoanele după ei. Bine, acum, la câte păcate au băiatul ăla dintr-un salariu de 3.000 de euro, plătea 6 sau 7.000 de euro în machiria, într-un apartament super tare, din salariul lui, care a fost mereu de funcționar public, practic, de președinte de CJ, de Consiliul Județean, 3.000 de euro salariu, Maserati, super mașini, de alea de câte 500.000 de euro, da, șpagă de 3 milioane de euro, cerut nouă, prima tranșă, 3 milioane de euro, dar sfinții, tată, sfinții să fie la locul lor, că luăm șpaga, merem acolo, povestim, îi spunem lui Dumnezeu să ne ierte, că trebuie să ne facem și noi plinul la șpăguță. Adică tot timpul avem problema asta a, nu-i dublu standard, a tăcerii. Dacă ar fi ieșit patriarhul, de exemplu, în cazul ăsta, lui Dumitrescu, sau lui Godei, să zică, domnule, am văzut și eu pe rețelele sociale, nebunia asta, inflația asta, avala, ansaltul ăsta ne ghiobesc. Icoana nu e așa numai să o trântești, că ai primit o carte și nu știi să citești, evident, și o trântești acolo undeva între noptieră și pat. Dar nu spune nimeni nimic. Aproape că se bucură. Lasă-mă că merge industria de icoane. Merge industria de icoane, tată, merge. L-am văzut după aia și pe domn Ciolacu. Cred că o luat de la doamna Fire obiceiul. Bă, domn Ciolacu care spune că, domnule, nu-i nimic, nu-i... Da, l-a pupat icoane, tată. Toată lumea l-a pupat icoane înainte marș. Corect, așa, sigur că la pupat e foarte bun. Cu inflația stă mai greu, cu nu prea înțelege economia, are niște chestiuni, că de când au mărit taxele, undeva au scăzut cu 40% investițiile străine, dar nu ne interesează, Dumnezeu e bun și dă Dumnezeu voturi, Doamne miluiește, popa prinde pește, nu-i așa, domn Ciolacu? Da, domn Ciolacu a nimerit de la covrig, a luat-o, noi cu gaura, covrigului domnului Ciolacu. Mergem după aia la extremiști. Pentru că extremiștii au o mare, mare legătură cu icoanele. Sau cu ceea ce cred ei că sunt icoane. Acum nu vreau să... Și atenție, aici nu vorbim despre dat în Biserica Ortodoxă, ci ne pune niște întrebări. Nu vorbim de dat sau nu dăm în Biserica Pentecostală sau în Biserica Catolică sau în aia protestantă. Nu. Ne pune niște întrebări. Bă, de ce nu ieșiți la rampă? De ce, de exemplu, atunci când un popă catolic merge și spune enoriașul să voteze cu un partid anume, da, de obicei cu UDMR-ul, nu iese el mai înalt de la catolic să spună, domnule, nu e ok.
Nu, au fost și cazuri de astea, da? Exact cum era popa ăla din satul mare, care spunea, ăsta era ortodox, domnule, votați cu un creștin ortodox de-a nostru. Și, popa, și Ponta era în biserică și uite așa făcea ca girofarul să-l vadă lumea, că el era ortodoxul care candidează la președinție, că era în competiție cu Iohannis. Mergem la ăștia, la extremiști. Ia uite aici, apropo de popi. Și dăm bătaia. Doi parlamentari AUR au participat la omagerea unui fost preot militant al mișcării legionare. Ia să vedem cine sunt. Sorin Lavric, evident, abonatul la popime. Ce-a spus? Că părintele Iustin Pârvu n-a fost doar un temetor de Lăcașul de Cunt, ci și un titor de conștiințe creștine, spune senatorul Lavric de la AUR, joi la Piatra Neamț, în cadrul unui eveniment organizat la 105 ani de la nașterea părintele Iustin Pârvu, potrivit presei locale. Noi ia să vedem cine e ăsta, Pârvu ăsta, că ăsta a fost un nemernicit. Preotul Pârvu nu s-a lepădat niciodată de convingerile din tinerețe când a fost membru activ în mișcarea legionară și a susținut o ideologie criminală și antisemită care a dus într-un final la prăbușirea democrației interbelice, atâta cât era, și în final la Holocaustul românesc. A fost un spurcat legionar, un dobitoc. Mai departe, Pârvu a continuat să sprijine această ideologie periculoasă de-a lungul întregii vieți. I s-au cântat imnuri legionare de mai multe ori la împlinirea vârstei de 90, 91, 92 de ani de către măicuțele de mănăstirii Petru Vodă din Neamț. Da, inclusiv în timpul comunismului, inclusiv după Revoluție, tată. Ăsta tot așa a fost. Legionar. Eu pot să cred că la un moment dat faci o greșeală în tinerețe, îți dai seama și renunți. Domnule, am făcut asta, vorba aia, am fost un dobitoc. Bă, dacă te duci până la 90-91 de ani, până în momentul morții, tu crezi în legionarism, în antisemitism. Păi înseamnă că ești prostul prostului, bă, și ăia care vine să te omagează, sunt proștii proștilor. Da? Mai departe. Să vedem, mai sunt? A, nu ăsta. Bun, să mergem și la subiectul ăsta. Adică au plecat parlamentari din România, da? Și după a zic, noi nu suntem extremiști. Noi nu suntem un partid extremist. Bă, dar atâta vreme cât celebrezi legionari, cât ai în fruntea ta și ca propunere de prim-ministru un tip care îl absolvă printr-o carte pe mareșalul Antonescu de toate crimele lui nenorocite, tu spui că nu ești extremist. Când vii cu tot felul de atitudini de asta care merg către Holocaustul, o temă minoră și tot felul de porcării, nu ești extremist. Ba, ești extrem de extremist, ca să mă extremizez în limbajul extremist. Înțelegi? Și lumea tace. Lumea tace, nimeni din Parlament nu ia cuvântul să spună, băieți, frumos, ce frumos este registrul partidelor politice, ați putea fi interziși pe chestia asta, la revedere, salutări intrauterine și cu asta basta. Nu, nu, vai, dar cum să spunem așa, că e democrație, facem ce vrem. Bă, în Germania, de exemplu, în momentul în când Alternativ für Deutschland, da, partidul ăla extremist, a făcut nasul mare, cu mici sau mai puțin mici atitudini de-astea pronaziste, au venit judecătorii și au spus, opa, suntem cu ochii pe voi. În momentul ăla, ciocul mic. Asta au făcut. Pentru că nu poți să mergi la nesfârșit cu ideea că democrația înseamnă să facă fiecare ce vrea. Pur și simplu. Și mai ales când este legată toată nebunia asta, toată tema asta extremistă de religie, acolo unde preponderent, unde motorul, combustia, unde combustia este credința, combustia este emoția, da? Și tu vii și ei credința, la care fiecare om are dreptul în lumea asta și despre asta nu se poate discuta în mod evident, este o libertate fundamentală, dar vii și ei credința, tu extremistul, da? Și o transformi într-o ideologie și dai sentimentul ăluia care așteaptă politici publice, așteaptă realizările alea pe care fiecare om le are în gând, da? Să-mi intre copilul la facultate, să-mi scot nevasta la restaurant, să mergem în concediu, să ne zugrăvim casa sau să avem o casă sau o mașină bună, da? Toate alea le identifici
parciv și le ambalez într-o formulă de asta electorală prin care îi spui, a, toată lumea e proastă, sistemul e tâmpit, vină la mine că eu sunt prieten cu Dumnezeu, văr primar cu Iisus Hristos, precum s-a spus, și de mâine îți apare Rolls-ul în curte, nevasta e mai blondă decât nevasta nevestele lumii, da? Și spunem ce culoare vrei la casă, evident, și să-i spui adresa ca să-ți trimit diploma lui fiul tău, că deja a terminat facultatea fiind la grădiniță. Asta fac extremiștii, tată, în toată lumea. Problema fundamentală este că sunt foarte, foarte, foarte mulți proști în lume. Foarte mulți proști în lume și culmea, ei chiar cred că credința lor poate fi băgată într-o ideologie. Da, și când auzi de popă, domnule, am fost la Iustin Pârvu, la părinte, la mănăstire, și îți dai seama că da, ăștia legionarii, bă, aveau papagal, că de-aia erau populiști și extremiști. Și vine la și spune, dragă, păi să vezi cum se prăbușește lumea. Și ăsta deja are Armagedonul în cap, da? Sunt o felul de chestii pe Facebook, Arsenie Boca, da, predicile lui și tot felul de, zic, era Nostradamus din Hunedoara, da? O să fie România atacată, împărțită în trei țări, da, orașul va arde, București va arde complet, rușii vor... O grămadă de porcării. Bă, și vezi pe câte unul care zice, l-am visat pe Arsenie Boca, ăla de la Aur din Hunedoara, astea sunt faptele, tată, mi s-a născut copil, nevasta mea a născut copilul lui Arsenie Boca, tu l-ai, Doamne, pentru că eu am visat într-o noapte, nevasta mea era gravidă și eu n-aveam somn, că dacă e gravidă mă trimite după cereșe la 3 dimineața. În decembrie. Și n-aveam somn. Și să vezi că mi-a apărut în vis, dar n-aveam somn, dar aveam somn în vis. Da? Arsenie Boca și-o zis, băi, fii atent că vine copilul, vezi că e fiul meu. Și ăsta în loc să dea un șut în băși, bă, de aici, Arsenie Boca, zici că nevastă mea are o problemă cu tine? Vai, bine, domnul Arsenie, sfântul arialului, Doamne, miluiește, asta mi-a îndărit. Înțelegi? Și lumea bagă botul și îl felicită, vai! Și să vezi că o să vină la un moment dat ăștia din Aur și o să zică despre copilașul ăla, care n-are nicio vină că tatăl e așa cu mâini și partidul e așa cu mâini în care l-a băgat și pe tatăl său, o să vină și să-l facă un fel de Buddha, un fel de Bodhisattva, sau poate un fel de Dalai Lama, da? O să meargă George Simion și cu închinăcioșii și lui pe acolo, în bejenie, în coate și în genunchi, ca la Sfânta Parascheva, tată, să se închine prin Hunedoara. La Arsenie Boca, că merg o grămadă acolo, merg la mormântul Sfântului, știi? Și mai sunt de aia care bagă așa, dom'le, oare n-ar trebui să-l facem Sfânt pe Arsenie Boca? Dar de ce? De-aia, dom'le, că a fost, a fost. Și ce dacă a fost? Care Vibaiu? Azi mâine o să face Sfinț în bandă rulantă. Pe Ștefan cel Mare l-au făcut Sfânt doar pentru că ungurii au Sentișvan, care e Sfântul Ștefan. Știi? Nici ăla nu a fost mai breaz, probabil, că da, da. Când sunt împărați mai taie capete și în momentul ăla nu mai e Sfânt. Și al nostru a tăiat cap. Da? Capul unui copil de 11 ani, pentru că a tras mai bine cu arcul. Și Neculce zice, Doamne, și s-a supărat Ștefanul ăsta mic de stat mare la sfat și îți beng una cu sabia și a tăiat gâtul copilului. În cronicile române scrie chestia asta, nu se vorbește în școală despre ele, e scos pasajul, dar biserica a zis în 90, numai ungurii să aibă Sfântul Ștefan, Sfânt Ișvan. Dar ce, mă, noi n-avem? Ia, mă, faceți-l pe ăsta. Ștefan cel Mare și Sfânt să trăiți. Și să trăiți s-au făcut, numai că în timp ce se făceau, se scuturau niște trese de pe umerii popilor. Pot să iau publicitate ca să nu mai vorbesc despre ăștia. Oh, ce-mi place! Nu plecați, povestim despre Suedia, unde tântălăia cu Free Palestine erau să linșeze o politiciană de stânga doar pentru că aia îndrăznit, invitată fiind acolo la o chestie de asta, să spună și ea ceva în sprijinul palestinienilor, după ce a spus că da, nu se poate, Palestina, așa mai departe, ăia suferă, așa mai departe, și a zis, dar a trebuit condamnat și atacul Hamas din 7 octombrie. Huiduiel, huiduiel, abia a scăpat copila, intrăm în legătură cu Suedia peste 3-5 minute.
partea a doua a emisiunii și vă spuneam că o să intrăm în legătură cu Suedia, pentru că acolo se întâmplă ceva destul de urât cu... Eu o să le spun, eu m-am surat de Free Palestine ăștia, care pur și simplu încep să-și o ia în cap. Mai întâi au fost în niște campusuri universitare, s-au ținut discursuri, hai să zicem, destul de decente. Da, sigur, trebuie să spese de suferința fiecărui om, indiferent unde se află, în România, în Gaza, în Israel, în America, în Congo, unde vreți voi. Da? Dar după aia au început să iasă pe străzi, după aia pe străzi au început să mai ardă niște mașini, după aia au început să se bată cu poliția, după aia au început să-și o ia în cap și de fapt să arate că Free Palestine-ul ăsta e de fapt un pro-Hamas de toată frumusețea. Da? Și în Suedia, în țara aia care, cum să zic, pe care ne închipuiam un fel de paradis, lumea nu înțelegea cum naiba funcționează acolo social-democrația, socialismul suedez. Da? Acea minunată Scandinavie despre care auzea așa numai când mai venea câte o suedeză la mare. Sau prindeai și tu câte o poză cu nu știu ce, mobila de la Ikea sau mașinile alea făcute de ei. Și acum, dintr-o dată, vezi, auzi de tulburări în Parlamentul suedez. Da? Proham așa, Free Palestine, lupește prăjit, da, care întrerup lucrările. Vă spuneam de o doamnă politician de stânga, da, invitată acolo, dar cred că o să intrăm, suntem în legătură cu Ursescu. Perfect. Cu Gabriel Ursescu deja suntem în legătură. Bună seara, hai să ne vedem. Perfect. Gabriel Ursescu este activist civic în Suedia. Noi păstrăm legătura, el îmi scrie mai des decât îi răspund eu, pentru că eu sunt mai așa cu telefonul, dar întotdeauna, în momentul în care există știri de interes, da? Gabriel Ursescu va fi lângă voi. Bună seara! Bună seara și în primul rând salutări tuturor care vă urmăresc. Ziceți-mi și mie, ce e nebunia asta cu Free Palestine în Suedia? Suedia n-a fost până acum așa. Da, să știți că aceste proteste nu neapărat au legătură cu războiul dintre Israel și Palestina. Bineînțeles că aceste proteste au bubuit exact acum, dar noi trebuie să ținem cont de faptul că cam 10% din populația emigranților care se află acum în Suedia și sunt deja la a doua, poate chiar la a treia generație. Migrația, să zic așa, numărul de migrați crește din ce în ce mai mare și o parte dintre aceștia, majoritatea sunt din Orientul Mijlociu, Africa, și avem și această mixtură de religioși, să zic așa, unii mai radicali, unii mai moderați. Deci, practic, au importat o serie de conflicte din Orientul Mijlociu în special și iată că ne aflăm în fața acestei tragedii care se desfășoară cu ocazia războiului dintre Israel și Palestina și iată că se întâmplă lucruri care nu le credeam acum 10 ani, dar aceasta este realitatea și trebuie să o analizăm foarte bine. Da, eu am titrat acolo pe burtieră, nu știu dacă vedeți burtieră, exact ce mi-a scris dumneavoastră pe mesaje, pe WhatsApp. Free Palestine gata să linșeze o politiciană care a condamnat măcelul Hamas din 7 octombrie. Adică orice om normal ar condamna un astfel de atac. Și totuși... Da, deci... Exact, exact. Trebuie să spunem că acea politiciană, culmea, de origine maghiară, este de la partidul de stânga, adică un fel de comuniști, să zic așa, doar că îi spune de stânga. Dar acolo se află, este un cuib de vies, practic, de extremă stânga și aceștia susțin, au mulți, rețelele lor se află inclusiv în migranții care sunt originali din Orientul Mijlociu, au adoptat multe din cauzele de acolo și astfel avem aceste discursuri. Surpriza mea a fost că cu această ocazie am observat că există o breșă în cadrul Western Partiet, adică partidului acesta de stânga suedez, în care
este prima dată când public cineva de la ei ia o poziție fermă, adică condamnă atât acele atacuri Hamas care au dus la escaladarea conflictului, cât și propunerea pentru a avea o soluție cu două state. Ei bine, la un eveniment desfășurat acum câteva zile, această politiciană și-a exprimat părerea ei și spre stupoarea tuturor, după câteva secunde de liniște, au început să o huiduiască și era cât pe aici să fie linșată. Știrea deci, practic, este de notorietate acum și iată că astăzi a avut un loc un alt episod în care la o dezbatere a ministerului în care era prezent Ministerul de Externe al Suediei, niște activiști de niște activiști, să zic așa, au întrerupt ședința în plena Parlamentului. Bun, dar eu nu înțeleg. Statul suedez are totuși toate instrumentele prin care poate să ia, că e migrant, că nu e migrant, că aici nu mă interesează din ce țară a venit, ci felul în care respect sau nu regulile. Despre asta vorbim, da? Pentru că și noi am fi putut, nu-i așa, să mergem ca nebunii, că noi suntem de altă religie sau de altă culoare sau cu alte fantasme în cap și să fim nu știu cum. Dar nu suntem. Noi mergem acolo, înțelegem regulile, le respectăm, ne facem viața și așa mai departe. Însă, eu cred că asta a fost, s-a desprins, s-a rupt mirajul ăla că noi ăștia de stânga susținem Free Palestine cu condiția ca să nu vorbim vreodată de atacul din 7 octombrie, că exact aia din Free Palestine ne huiduie. Și atunci Free Palestine-ul ăla nu este Free Palestine, că este un pro-Hamas de toată frumusețea. Atâta vreme cât huidui pe un om, indiferent de unde, care vine să spună că trebuie totuși condamnat atacul ăla din 7 octombrie. Asta e părerea mea. Exact. Este și părerea mea. Cred că dacă este să glumim pe, dar să fim totuși serios, este un fel de să zic trebuie să faci același ritualuri vudu ca să fii acceptat. Așa și aceste proteste. Dacă nu ești de acord cu ei sau dacă ai o altă opinie, neapărat ești împotriva lor și riști efectiv să fii linșat sau chiar mai rău de atât. Dar nu înțeleg. Vorbeam despre instrumentele statului suedez. Se schimbă ceva în legi? Există discuții despre schimbarea legii? Pentru că în momentul în care cineva face o chestie ca asta, da, l-am luat, l-am împachetat, l-am identificat și l-am trimis în țara de origine și dacă venim de 4 generații. Și cu asta basta. Că până la urmă cumva trebuie să rezolvi. Exact. Trebuie să înțelegem că democrația suedeză este una consolidată și îți dă dreptul să protestezi pentru orice îți trece prin cap. Dar și la noi e așa. Însă exact. Până la violență. În violență exact. Te-am luat și te-am ras. Exact. Dar s-a schimbat ceva în abordarea actualului guvern, care este un guvern de coaliție între diverse partide, în care se află unul care este mai de extremă dreaptă, să zic așa, dar o extremă dreaptă, atenție, care nu o poți compara cu extrema dreaptă de la noi. Deci au retorică, au oameni deștepți, au prezență, au atitudine, oameni de la care poți să înveți subtilități politice. Ok, ei, bine. Da. Ideile, dacă sunt tot de extremă dreaptă, adică... Exact. Dar ei au pus presiune pe această coaliție de guvernare și încetul cu încetul au schimbat, aș zice eu, într-un mod către decență, să zic așa, anumite legi, fiindcă există presiunea publică, presa a relatat foarte multe probleme legate cu criminalitatea, legături dintre crima organizată și diverse grupări teroriste, problema cu spionii ruși, cu spionii iranieni. Toate aceste presiuni au făcut ca guvernul să lucreze la legi, unele chiar s-au schimbat sau unele chiar sunt în desfășurare. Dar nu înțeleg. Noi când vorbim despre, eu când vorbesc cel puțin despre extrema dreaptă sau stângă, mie mi se pare că sunt de dezavuat total. Este adevărat
extrema asta stângă în Suedia sau extrema dreaptă în Suedia, amândouă, poate că au rolul de a mai trezi, așa până nu-i prea târziu, pe cei care și-au imaginat o societate paradisiacă, da? Unde leu se pupă cu mielul, etc., etc., ceea ce era Suedia până acum vreo 20 de ani. Când am fost în Suedia, acum 22 de ani, totul era perfect, părea perfect, era chiar obositor de perfect. Da? O curățenie impecabilă. Din Danemarca încolo, simțeai nevoia să te duci în ciorap pe jos. Și Doamne ferește să scadă vreun ambalaj pe jos. Acum... Nu, credeți-mă, la acest aspect nu avem ce să reproșăm și din multe puncte de vedere, Suedia chiar este un model pentru România. Doar că acolo unde este prea mult bine, prea mult relax, să zic așa, încet, încet, sub preș apar și diferite mizerii, ca să fim și un pic așa mai lirici. Dar ce vreau să spun, și războiul din Ucraina a dus la suprafață aceste lucruri de care nu s-a vorbit de foarte, foarte mult timp. Sunt niște probleme care au colcăit ani de zile și odată cu aceste crize și războiul din Ucraina și acest conflict din Orientul Mijlociu, au scos la iveală cam tot ce îi este mai rău și cred că o să mai scoată. Practic, asistăm din punct de vedere chiar și politic, chiar și social, la niște schimbări majore. Dumneavoastră, din câte am înțeles, spuneți-mi dacă greșesc sau nu, aveți pregătire militară, stagi în Statele Unite, da? Da. Ok. Adică nu vreau să intrăm în detalii, că nu are sens. E mai mult decât pușcașul marin. E adevărat? Da, am terminat un curs special de instructor de pușcaș marin, de fapt. L-am și terminat și din acest punct de vedere văd lucrurile din altă perspectivă. Probabil ochiul de, să zic așa, acum de veteran din tratele de operații, vede altcumva lucrurile, plus că sunt interesat și de politică prin prisma activismului civic și de aia, să zic așa, atenția este mai, fără să vreau, este mai atentă la anumite aspecte. Ce pot eu să spun? Aici vreau să ajung. Cum evaluați chestiunea asta? Suedia va intra în NATO, este foarte clar. Că vrea Ungaria sau nu vrea, tot va intra. Ok. Dar cum evaluați situația asta? Probleme cu migranții, probleme cu spionii iranieni, probleme mari cu rușii. Dintr-o dată a rămas cumva singură, izolată așa între o Polonie foarte puternică, o Finlanda în sfârșit ieșită din neutralitate și intrată în NATO și cumva într-un nisip mișcător, așa mi se pare mie. Cu toți ăștia exact pe capul ei, și rușii, și iranienii, și Free Palestine și toți tembelii. Trebuie să vă spun că Suedia nu a avut, a fost neutră timp de aproape 200 de ani, exact, culmea, ea însă și având conflicte directe cu Imperiul Rus pe acea vreme și culmea, unul dintre marii lui eroi este, a fost ucis, dacă nu mă înșel, la Tighina. Deci oarecum are tangență și cu tărâmurile dacice, să zic așa, să mai și glumim. Milimele mari. Da, exact. Dar totuși, Suedia și-a păstrat o tradiție militară, un respect față de corpul militar, chiar l-a popularizat și și-a făcut un brand în acest lucru. Mai mult decât atât, industria militară, chiar la o populație de 11 milioane, tinde către 11 milioane, are nenumărați față de România, vreau să spun, laureații premiului Nobel, au inventii, au continuat să exporte armament, este constant în top 10-15 exportatori de tehnică militară, ceea ce face ca armamentul și tehnica militară să fie foarte apreciate
pe câmpul de bătălie. Inclusiv americanii cumpără direct de la ei armament și mi-aș dori, dacă este să-mi permiteți, eu opinez că ar trebui și România, să zic așa, cei care conduc destinele MAPN, să dea o fugă la suedezi, poate fac de o colaborare binevenită, mai ales pe partea de apărare de coastă, delta și infanterie marină. Dar vreau să vă întreb, am văzut, a ieșit prima dată șeful armatei, armatei suedeze, cred că 9 februarie, cu niște poze la televizor, să spună, erau civili omorâți acolo în Bucea, de ruși. Și am văzut înregistrarea în care spunea, vă închipuiți așa ceva pe străzile din Suedia? Să vă închipuiți. Și după aia l-am auzit pe premierul Suediei care spunea, va trebui să învățăm să stăm cu arma la, cu arma în spate și să luptăm pentru, să luptăm pentru viața noastră. Adică un discurs extrem de abrupt care te duce imediat într-o zonă de responsabilitate extremă, ca să mă repet. La noi, toate, în afară de generalul Vlad, Gheorghiță Vlad, șeful armatei române, toată lumea pune parcă basista pe țambal. A, nu e nicio problemă, vine NATO. Suntem apărați, nu avem nicio problemă. E adevărat, suntem în NATO. Dar cumva va trebui trezită combustia, refăcută combustia internă a fiecărui cetățean, ca să fie conștient că Rusia este un pericol. Să nu aștepte doar ca, ok, Rusia este un pericol, dar să vină ca canadianul să mă apere, nu. Și tu va trebui să o aperi. Exact, ați spus foarte bine, sunt foarte de acord cu acest lucru. Eu însumi m-am înscris la un, ca și voluntar la un curs de, să zic așa, de apărare civică. Sunt deja programat undeva prin vară. De ce? Fiindcă este vorba de familia mea, este vorba de țara care m-a adoptat și oricum Suedia este cu un picior, cu jumătate de picior în NATO. În acest fel mă asigur și eu că, să zic, indirect apăr și valorile europene și chiar România, fără false, fără alte pretenții pompoase. Acest general și în general politicienii nu se compară cu cei din România, comunică cinstit, dacă fac greșeli își cer scuze, dacă fac boacăne își dau de demisia pentru poate niște lucruri la care noi nu ne gândim. Politicienii din România sunt niște fățarnici, niște oameni care ar face orice ca să rămână la putere, inclusiv să vândă și pe mama lor, să zic așa. Exact, exact. Ca să fie la putere. Efectiv, și mergem în istorie la al doilea război mondial și poate chiar la primul război mondial, când politicieni români au fost primii care au fugit peste granițe sau au fugit din capitala României. Exact, bineînțeles. De ce? Fiindcă ei aveau prima informație, știau că trupele inamice au trecut o anumită limită și trebuie să o ușchească, ca să nu spunem altceva. Haideți să vedeți ce efect au avut aceste știri. Comparativ cu anul trecut, au fost de 3 ori mai multe recrutări pe bază de voluntariat în cadrul serviciului militar suedez. Organizațiile, fiindcă structura lor este un pic diferită, armata, deci MAPN-ul lor, colaborează foarte bine cu niște asociații civile care sunt, scopul lor este să pregătească din punct de vedere al apărării civile populația sau oferă lecții de prim ajutor sau lecții de trageri sau chestii de genul ăsta, știți? Și astfel te asigură că au deja făcut o anumită rezervă în caz că se întâmplă ceva. Nu neapărat ca și luptător, ci ca să permită o permanență în cazul unei situații neprevăzute. Rețineți, deci de 3 ori. Eu stau și mă întreb care este rata de înrolare în armata română astăzi. Ar trebui să se înființeze câte o brigadă în fiecare lună. Hai, poate nu o brigadă, dar măcar acolo, un batalion jumate. Și tot este bine. Bun, da.
Aici noi n-am băgat la cap o chestiune și n-au băgat-o europenii foarte multă vreme. Și este o vorbă, da? Cine nu-și hrănește armata proprie este condamnat să hrănească armatele străine. Da, exact. Și asta va fi. M-aș duce un pic... Da? Exact. Costul este un cost și democrația costă și apărarea costă, dar costă infinit mai mult atunci când știi că inamicul îți este, să zic, îți bate la poartă. Oare ce s-ar întâmpla dacă o navă de desant sau câteva nave de desant rusești, că oricum apărare navală nu prea avem la în acest moment, ce s-ar întâmpla dacă peste noapte ne-am trezit că toată Dobrogea este controlată de ruși? În momentul respectiv, practic, o mare parte din comerțul românesc este nu neapărat pe apa sâmbetei, deci cert este că este blocat undeva în Marea Neagră. Exact. Aici trebuie să zic, Doamne ferește, deci eu nu mă duc la biserică foarte des. Da. Bun, eu, hai să sperăm într-o zonă în care pace nu va fi cu Rusia, dar maximum de speranță este ca rușii să fie puși cu boțul pe labe. S-a tot ratat momentul ăsta, s-a ratat și după al doilea război mondial și după primul, s-a tot ratat într-un fel de filozofie de a integratoare. Rusul nu poate fi integrat. Politicianul rus nu există practic. Există un monstru care poartă numele de politician rus și ăsta de la Ecaterina până la, de la Petru la Ecaterina, de la cine vreți, de la Stalin la Putin. Mulțumim tare, tare, tare mult. Sper să ne auzim și cu vorbe de la faine. Da, eu v-aș ruga să fim vigilenți, în special la această explozie a știrilor false, a trollilor. Da. Și mi-aș dori ca colegii dumneavoastră din presă, mai bună, mai rea, să-și facă un obicei să informeze în legătură cu și acest an electoral și în legătură cu acțiunile hibride la care vom fi supuși toți. Da, corect. Și cu o precizare în plus, da? Doar în Franța s-au descoperit 139 de site-uri de fake. 139 de site-uri care erau redistribuite în zeci de mii de postări cu sute și milioane de vizualizări. Da? Fake-uri. Fake-uri și lumea nu-și dă seama că e fake, este și inteligența artificială la mijloc, este și știința de a manipula cuvintele și se întâlnește cu prostia omului care are impresia că pacea este un dat universal. Mulțumesc tare mult, Gabriel Rusescu, sper să ne vedem și cu știri bune. Mai avem foarte puțin prieteni. Noi o să ne vedem și luni, o să povestim și despre fake-urile care vin și despre realitățile, despre, cum să zic, ai vrea să fie fake-uri unele realități. O să vă arăt lucruri incredibile despre ăia care zic că fac partidul șoșocarilor, lucruri pe care eu nu le credeam posibile, da? În secolul 21, când dacă vrei să afli ce mânca Mozart la micul dejun, să cunoști, dai un enter și știi. Nu știi. Este multă prostie în lume. Poate de aici și războaiele multe. Salutare! Program disponibil pe primaplay.ro.